Podul de peste pârâul Negrișoara din Găneasa a cedat sub greutatea mașinilor ce tranzitau zona. Acest lucru a fost posibil și din cauza faptului că, deși era interzisă circulația autoturismelor de tonaj greu, acest lucru a fost încălcat. După închiderea sectorului de drum Găneasa Pleșoiu, situat pe DN64, drumarii au realizat un drum ocolitor care este deschis în schimb doar mașinilor de tonaj mic. În acest moment, licitația ce privește lucrările de refacere a acestui pod au fost atribuite unei firme. Podul de peste pârâu Negrișoara de la Găneasa a fost licitat, licitația este câștigată, avem firmă care să execute podul. La această oră se ocupă de partea de proiectare, pentru că licitația a fost proiectare plus execuție. Lucrările vor începe în primăvara anului viitor, iar iarna aceasta podul va fi dermat în întregime. În această iarnă vom demola podul vechi existent, iar începând cu luna aprilie, mai când vremea va permite, se va începe execuția podului nou. Reprezentanții de la drumurile naționale susțin că traficul va fi reluat pe acest segment de drum la finalul anului viitor.